Oltenii au verde pentru fotbal. A fost montat noul gazon, iar Craiova lui Reghecanf este prima care joacă acolo. Oltenii au montat noul gazon hibrid care a costat o jumătate de milion de euro. Craiova lui Reghecanf va inaugura noua suprafață luni la meciul cu Clinceni. Adus de Craiova de la FCSB, Vână se felicită că a ales să joace pentru Olteni. Aici se respiră fotbal, acest club are o istorie foarte bogată și îmi place ceea ce am găsit aici. Vână e fan Ronaldo și și-a amintit de cel mai dificil moment din cariera lui. Cred că cea mai grea perioadă a fost atunci când am fost accidentat la umăr. Am stat în jur de 6 luni cu recuperare, cu nopți nedormite. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.